Deci tu ai atras atenția asupra conflictului între proprietate privată și stat, să zicem, nu? Un ecologist, când se gândește la, sau când atacă proprietatea privată, el se gândea la aeroport. Da, la aeroport, nu da. Se gândea la victime. Ah, da, da. Deci noi când asta e o mare diferență. Ei și atunci când atacă proprietatea privată, au în vedere, nu știu, corporațiile, deci ăștia care sunt mână-mână cu statul. Noi vorbeam de încălcarea dreptului de proprietate, nu știu, ne gândeam la victime, la aia care erau afectați de zgomot. Dar asta ca să înțelegem și pe ei, pentru că, deci când vorbim de Big Pharma, e asta o în vedere, asta înțeleg prin capitalism, corporatism, faptul că Big Pharma își comandă legi, afaceri cu statul și zic, uite ce face proprietatea privată, ori asta nu e proprietate privată. Proprietate privată, de exemplu, dacă statul n-ar avea o funcție în sănătate, în socialdemocrația contemporană, adică sistemul dominant, statul se ocupă de sănătate. Dacă statul ar avea zero atribuțiuni, n-ar mai exista Big Pharma. Așa cum o cunoaște. N-ar mai exista lobby-ul făcut de... N-ar fi umflată de stat. Uh-huh. Am avea firme mari, dar uite, Coca-Cola, firmă mare, nu e umflată de stat. Dar Big Pharma clar e umflată, prin reglementări, prin contracte. De ce aia cu, nu știu, milioane de vaccinuri care se aruncă? Și care sunt plătite? Într-un conflict, să zicem, în copșa mică, când cineva de acolo este îmbolnăvit o boală de plămâni din cauza... Așa. Din cauza fabricii alea care era condusă de stat. Da, da, da. Așa. Dar pentru el asta e capitalism. Capitalismul înseamnă poluare. Înțelegi? El nu gândește ca noi, ca Rothbard. Da. Capitalismul înseamnă să incrimine juridic poluarea, pentru că poluarea e o agresiune. Dacă e o fabrică de ciment care emite niște chestii spre tine, intrând în corpul tău, îți încalcă dreptul de proprietate asupra corpului, încalcă un drept de proprietate. Ori când se gândesc la capitalism, se gândesc la fabrica aia care tot emite fum și asta înseamnă capitalism. Tu nu asociezi capitalismul cu asta, nu-l asociezi cu nazismul, tu asociezi capitalismul cu schimburi pașnice, voluntare, oameni care se duc la piață, știi, ca să înțelegem diferența între da, de ce e lumea supărată.